bine ați venit la sărbătoarea noastră a tuturor. Să vă îndemn ca să fiți și în continuare la fel de activi, să vă alăturați acțiunilor din partea Ministerului Mediului și nu doar. Să vă zic că fiecare dintre noi trebuie să-și aducă aportul politicilor și a mediului nemijlocit și ca să simțim că astăzi cu adevărat sărbătorim Ziua Mediului, ne propunem ca să oferim din partea Ministerului Mediului o serie de premii, o serie de diplome în semn de recunoștință și în semn de solidaritate cu acțiunile pe care le întreprindeți fiecare dintre dumneavoastră. Pentru că Ministerul Mediului are în vizor, de fapt, tot ceea ce se întâmplă în acest domeniu, este și firesc ca, la începutul acestei sărbători, să oferim cuvântul doamnei Iuliana Cantaragiu, Ministrul Mediului, care va veni cu un mesaj de felicitare și pe care o vom ruga un pic mai târziu ca să ne ajute și la împărțirea acestor premii. Doamna Ministru. Mersi foarte mult. Astăzi port și un tricou simbolic. Doar o planetă avem. Da, de fapt, nu avem o planetă B. Este, într-adevăr, mesajul acestui an a Zilei Mondiale a Mediului, că avem doar o planetă. Este un mesaj simbolic, reieșind din modul nostru de existență. Și când mă refer la modul nostru de existență, mă refer la întreaga omenire, la modul cum ne-am construit noi civilizația. Și mă întristează de fiecare dată când mă gândesc, într-adevăr, că dacă după milenii de evoluție noi încă rezolvăm conflictele omorându-ne unii pe alții, dacă după milenii de evoluție noi consumăm și distrugem, de fapt, resursele naturale, singurele care creează un spațiu pentru existența vieții și pentru viața noastră, îmi pare foarte rău că am ajuns în acest moment. Și, într-adevăr, trebuie să ne punem pe gânduri și să înțelegem că o altă planetă nu avem decât asta. Și resursele naturale care există pe această planetă, ele funcționează într-un mod în care să ne creeze o atmosferă și un spațiu în care fiecare de noi să se bucure, să iubească, să-și crească copiii și să învețe ceva pe parcursul vieții. Și în acest context mă bucur că există oameni pe această planetă care fac acest lucru și care promovează valorile de protecție a mediului, care în fiecare domeniu, în fiecare sferă a sa de activitate. Și de fiecare dată și anterior, când discutam cu tineri și aveam activități cu adolescenții în mod special, le spuneam de fiecare dată că nu contează unde veți lucra și ce veți face în continuare. Contează cum veți acționa și care va fi atitudinea voastră față de mediu, față de resursele naturale. Și având la bază această idee, am decis, de fapt, la minister să inițiem o tradiție. Să premiem anumiți oameni din diferite categorii, din diferite sfere de activitate, pentru mesajele pe care le transmit în societate, pentru faptul că prin activitățile sale, la nivel mai mic, la nivel mai mare, prin aportul său, promovează valorile de protecție a mediului, promovează tehnologii, promovează însăși un mod de viață prietenos mediului. De fapt, e un mod de viață prietenos nouă înșine. Și misiunea noastră a fiecăruia să avem grijă nu doar de noi, dar să avem grijă de toate vietățile și toate ființele vii de pe această planetă, fiindcă fiecare din ele își are rolul său.
Și în acest context vreau să felicit fiecare din noi cu Ziua Mondială a Mediului, care se marchează în fiecare an pe 5 iunie. Să vă felicit că existați oameni care iubesc planeta. Să vă felicit pentru faptul că prin felul vostru de a fi transmiteți această dragoste pentru planetă. Și în continuare vom oferi cuvântul și altor colegi. Îi mulțumesc foarte mult în fond fiecărui om care, cum am spus, din sfera sa de activitate, că își aduce aportul. Și în același timp mulțumesc foarte mult și partenerilor de dezvoltare care cred în noi și ne susțin în parcursul nostru, în calea noastră și în ceea ce facem. Și vreau să-i ofer cuvântul domnișoarei Virginia Bilici de la Ambasada Suediei, unul dintre parteneri de dezvoltare foarte fidel a mediului în Republica Moldova. Și întotdeauna când discut inclusiv cu diferiți oameni, diferite colective, dau exemplu, pentru mine personal, cel puțin, țările nordice sunt etalon. Sunt etalon de un comportament pentru prietenos mediului. Și e foarte bine, într-adevăr, că avem de la cine învăța și mă bucur când astfel de țări susțin și parcursul nostru, transmițând, de fapt, experiența proprie, fiindcă știu că și în țările nordice, acum 50 de ani în urmă, era aceeași problemă ca și la noi. Din acest motiv spun și eu că, știind care e situația la noi, dacă ne concentrăm toate eforturile și, într-adevăr, ne concentrăm pe ce de fapt o contează, nu pe orgolii, atunci avem o cale lungă, vreo 30 de ani de muncă în Republica Moldova, ca să ajungem la un nivel de calitate a mediului care este aproape de cele din țările nordice. Mulțumesc frumos, doamna ministru, mulțumesc mult, colegi. În primul rând, aș vrea să vă felicit cu Ziua Mondială a Mediului. Și deoarece doar două zile în urmă s-au încheiat lucrările conferinței Stockholm Plus 50, care a avut loc la 50 de ani distanță de la prima conferință care s-a referit la mediul uman, prima conferință a Organizației Națiunilor Unite. Și aș vrea să facem o observație că din 1972 mesajele au rămas foarte similare. S-a vorbit despre legătura dintre dezvoltare, bunăstarea umană și îngrijirea planetei, dar marea diferență de anul 1972 este faptul că acum știm mult mai multe și știința a avansat foarte mult. Acum știm foarte bine care este amploarea acestei triple crize, criza schimbărilor climatice, criza naturii și pierderea biodiversității și criza poluării și deșeurilor. Dar tot în acești 50 de ani știm deja care ar putea fi soluțiile. Și în Moldova, atât cât în Moldova, cât și în întreaga lume, purtătorii acestor soluții și acestor cunoștințe sunt oamenii care lucrează în fiecare zi cu aspectele legislative, tehnice, politice, ale protecției mediului. Și acestea, practic, sunteți voi, cei care sunt purtătorii soluțiilor și a cunoștințelor în acest domeniu. Și eu cred că asta e extrem de important de știut, despre faptul că protecția mediului are aspecte foarte tehnice și științifice și ele trebuie să fie respectate și luate în considerare. Nu este un aspect de păreri, opinii, este un aspect de evidență științifică.
Și în acest sens, eu aș vrea să mulțumesc foarte mult Ministerului Mediului, managementul Ministerului Mediului, doamnei ministre, doamnei secretare de stat, dar și specialiștilor și specialistelor Ministerului Mediului care au lucrat foarte, foarte activ și a fost o cooperare foarte activă, puternică și să le mulțumesc foarte mult pentru faptul că au împărțit expertiza lor și pentru dedicația enormă care a persistat în toți acești 30 de ani și a fost ani mult mai răi când protecția mediului a fost și mai puțin o prioritate a guvernului. Acum se pare că un pic se reabilitează, este un trend pozitiv, dar în toți acești ani acest domeniu a fost practic menținut de dedicația Ministerului, instituțiilor de mediu și asociațiilor non-guvernamentale. De asemenea, aș vrea să împărtășesc mândria și bucuria că suntem parteneri și cu organizațiile non-guvernamentale de mediu, și îi susținem în promovarea propriilor strategii. Și aceasta s-a demonstrat a fi un instrument foarte eficient în promovarea activismului de mediu, în promovarea managementului integrat al apelor și altor aspecte. Aceasta am vrut să spun. Vă mulțumesc mult încă o dată pentru întreaga cooperare și dedicație și am transmit cuvântul. Mersi foarte mult, Virginia. Într-adevăr, foarte bine ai remarcat faptul că protecția mediului se bazează de fapt pe date științifice și se bazează pe știință și de fapt tot ce se întâmplă în jurul nostru funcționează în baza legilor naturii, în baza legilor chimiei, biologiei, fizicii, legi care nu le poate anula nicio curte constituțională și nu le poate abroga niciun parlament din lume. Este foarte important să ținem minte acest lucru, deși mulți oameni încearcă să meargă împotriva cursului de apă. Dar, totuși, pentru asta suntem noi, anume, la straja mediului, pentru, într-un fel, a aduce argumentele raționale în acest sens. În continuare, vreau să-i ofer cuvântul și domnului Andrei Isaac, care este reprezentantul programului EU for Environment susținut de Uniunea Europeană. Prin prisma acestui program avem asistență amplă în domeniul elaborării politicilor de mediu, prin prisma mai multor câtorva organizații internaționale. Domnul Isaac. Doamnă ministru, stimați colegi, este o plăcere și onoare pentru mine să reprezint nu doar proiectul Uniunii Europeană pentru mediu, fiindcă este un proiect foarte mare, el este un proiect regional, lucrează în toate țările parteneriatului estic, dar am fost împotriniciți să vorbesc astăzi și din partea colegilor care reprezintă proiectele de mediu din Republica Moldova. Noi avem un buchet de proiecte care este Republica Moldova, deci este Uniunea Europeană pentru mediu, economie verde, pe care îl reprezint eu. Este proiectul, deci, Uniunea Europeană pentru climă, care de asemenea aduce suportul său Ministerului în tot ce ține de adaptarea la schimbările climatice și gestionarea, să spunem, bazele pentru reducerea emisiilor, și atingerea obiectivelor țării noastre legate de acordul de la Paris. Totodată ne bucurăm foarte mult că la activități de protecție mediului contribuie așa acțiunea Uniunii Europene, cum este EU for Energy, EU for Business, EU for Youth, deci toate ele au careva componente care țin de protecție mediului sau de fortificare capacităților, fie a societății, fie a instituțiilor care sunt implicate în acest domeniu. Și ne bucurăm foarte mult că recent anul acesta, la nivel regional, în februarie și în Moldova, în martie, a fost lansat încă un proiect nou, care de asemenea va asigura o continuitate a proiectelor legate de managementul integrat a apelor, de date de mediu, este proiectul Uniunii Europeană Date și Ape, deci Water and Data, care de asemenea va ajuta instituțiile din domeniul mediului, Ministerul Mediului, Agenția Apelor Moldovei, Agenția de Mediu, ca să continue activitățile sale în domeniul dat. Eu nu o să vorbesc foarte mult, noi ne bucurăm foarte mult că putem pune umărul toți împreună. Deci și de ce și sloganul nostru a proiectului UE în Republica Moldova este împreună suntem mai puternici pentru un mediu mai curat, împreună
împreună suntem mai puternici pentru instituții publice mai eficiente, împreună suntem mai puternici pentru o societate mobilizată pentru protecția mediului și de ce eu să închei și cu sloganul Săptămânii Verzi Europene, care astăzi își încheie activitățile sale, campania națională care a durat de pe 30 mai până pe 5 iunie astăzi, este Săptămâna Verde Europeană 2022, deci sloganul ei este să trecem la fapte, deci să trecem la fapte concrete, noi avem deci, cu cine lucra, noi avem cine să lucreze, că suntem aici foarte mulți din cei care deja au și experiențe și performanțe și cunosc cum trebuie să facem, ce trebuie să facem și de ce. Haideți să trecem la fapte ca să atingem un mediu mai curat, o țară mai frumoasă și mai verde și să ne bucurăm cu toții de posibilitățile care ne le oferă. Mulțumesc frumos, felicitări încă o dată cu Ziua Mondială a Mediului și haideți să fim împreună pentru un mediu mai curat. Mulțumesc frumos, doamnă ministru! Mersi foarte mult pentru toată asistența acordată de Uniunea Europeană. Și în continuare vreau să invit la microfon Ministerul fără Parlament nu ar conlucra, nu ar promova atât de bine proiectele, ideile sale dacă n-ar exista și ecologiști în Parlament. Și vreau să o invit la microfon pe doamna Ina Coșeru, vicepreședinta Comisiei Mediu și Dezvoltare Regională, da, care ne susține foarte mult, persoane de la care eu personal am învățat foarte multe și de-a lungul anilor, drept pentru care îi mulțumesc. Persoana care se bazează pe știință, într-adevăr, aduce foarte multe explicații și foarte bine prezintă proiectele de inițiativele legislative care vin din Parlament. Bună ziua, dragi prieteni, și din partea Comisiei Mediu și Dezvoltare Regională a Parlamentului Republicii Moldova, permiteți-mi să vă felicit cu această frumoasă ocazie, Ziua Mondială a Mediului. În sfârșit vorbim în Republica Moldova și despre mediu. Un dialog și un discurs care mi-a lipsit în acest an de guvernare, pentru că cu toții înțelegem din ce cauză se întâmplă asta, și anume din cauza multiplelor crize care au dat buzna peste noi și din care noi încercăm să ieșim. Bineînțeles că aceste crize într-un fel plasează mediul nu printre primele priorități și conferința la care am avut ocazia să particip eu în Suedia, care s-a încheiat vineri și la care s-a referit Virginia, Stockholm plus 50, care a celebrat cei 50 de ani a Zilei Mediului, lansată la Stockholm în 1972, a vorbit de fapt despre aceste multiple crize care nu au loc doar în Republica Moldova, cum gândesc unii oameni, dar au loc peste tot în lume. Și foarte multe țări suferă și de criza pandemică și de criza energetică și de criza umanitară și de criza refugiaților și noi nu suntem o excepție. Suntem o altă țară care trecem prin aceste crize și evident că avem nevoie de susținere din exterior ca să facem față acestor provocări. Și din foarte mult, pentru că suntem o republică parlamentară, o țară parlamentară și promovăm legi pentru mediu, inclusiv legi care aduc modele din țările Uniunii Europene cu practicile și valorile Uniunii Europene în țara noastră și după care punem pe umerii Ministerului Mediului o sarcină extrem de grea să promovăm implementarea legilor. Ori, prin alte cuvinte, dacă adoptăm legea deșeurilor în 2016, asta înseamnă că Ministerul Mediului trebuie să înceapă să implementeze legea care ne obligă pe toți să colectăm separat,
să promovăm reciclarea, să contribuim la diminuarea volumilor de deșeuri pe care noi le ducem la gropile noastre de gunoi. Doar că asta nu se întâmplă pentru că noi permanent ne confruntăm și trecem prin tot felul de crize care până la urmă lasă Ministerul Mediului pe locul 2, 3, 4, 5 și nu ne dau posibilitatea să găsim resurse financiare suficiente ca să îl finanțăm pe potrivă. Pentru că protecția mediului nu este ieftină și proiectele într-adevăr sunt foarte costisitare și aici depinde cât de mult noi ca și țară vrem să trăim într-un mediu sigur, care este sigur pentru sănătatea noastră și pentru sănătatea copiilor noștri. Despre priorități am vorbit și la Stockholm, când am reprezentat Republica Moldova și vreau să le punctez aici foarte scurt. Deci, noi ca și țară, într-adevăr, în următorii ani, trebuie să ne concentrăm pe îmbunătățirea gestionării deșeurilor, pentru că țara este împânzită de deșeuri și asta aduce foarte multe riscuri asupra sănătății noastre, asupra calității mediului în care trăim. Trebuie să ne concentrăm pe securizarea acelor volume de apă de care are nevoie Republica Moldova pentru a asigura apă potabilă, calitativă pentru toți locuitorii țării și pentru sectoarele economice importante, cum este agricultura, în primul rând, dar și pentru sectorul industrial, ca să putem să dezvoltăm țara noastră. Și nu în ultimul rând, împădurirea. De foarte mult am vrut să menționez acest lucru astăzi aici, în parc. Deci împădurirea Republicii Moldova, pentru că avem foarte puține păduri și în criza energetică trebuie toți să vorbim despre lucrul ăsta, să reîmpădurim țara noastră pentru a opri secarea râurilor, pentru a opri distrugerea solurilor și pentru a aduce toate beneficiile societății pe care le are o pădure în criza energetică sau serviciile ecosistemice pe care le oferă pădurea. Deci trebuie să, într-adevăr, să ne asigurăm că acest dialog este desfășurat atât în Parlamentul Republicii Moldova, cât și în guvern. Și pentru acest lucru am pledat pentru Ministerul Mediului, în cadrul guvernului, pentru o voce aparte care permanent va aduce interesul oamenilor în domeniul mediului în componența guvernului. Altfel ne dăm cu toții seama cum ar fi fost discuțiile în guvern, noi trecând prin aceste multiple crize la care m-am referit. Și vreau să finisez cu experiența mea. Și eu vreau să văd tot mai mulți oameni și am în vedere că am văzut în teritoriu, când m-am deplasat în localitățile noastre, în satele noastre, oamenii sunt interesați de probleme de mediu și au interesul de a se implica în acțiuni de mediu. Și vreau să văd tot mai mulți oameni care ar cere de la guvernare foarte clar și răspicat că protecția mediului este o prioritate și noi trebuie să facem tot posibilul ca să garantăm implementarea acelor priorități pe care noi ne le-am trasat pentru următorii 10 ani. Trebuie să fim o voce puternică și clară pentru guvernare, ca problemele de mediu să nu rămână pe ultimul plan. Eu vă mulțumesc foarte mult, ne doresc nouă tuturor succese și îmi propun să aducem toate modelele de succes pe care le-am văzut în Suedia. Suedia și țările scandinave pentru mine sunt un exemplu în domeniul mediului. Deci asta îmi propun împreună cu toată populația din Republica Moldova. Să aducem exemplele bune, modelele bune în domeniul mediului din țările scandinave în țara noastră. Vă mulțumesc, sănătate și determinare în acest parcurs foarte complicat, dar realizabil. Mersi foarte mult!
se pare că se adună nori, dar vorba cântecului, природы нет плохой погоды. Mi-aduc aminte, da, ultimul eveniment în aer liber pe care l-am organizat în 2016, după o lungă secetă de foarte multe luni, și anume în acea zi a plouat, când era festivalul râurilor. Toată ziua a plouat și când Ina dădea un interviu la televiziune și spunea despre schimbările climatice și secetele extreme, dar de aici curgând ploaie. Deci ca să nu ne trezim exact la fel în aceeași situații, să trecem la așa vântul ia și banerele, la partea de premiere. Deci am avut, ca să explic un pic așa, în ce a constat, este un, a fost constituit un consiliu, un comitet, de fapt, care și există și un regulament. Am decis, de fapt, să creăm o tradiție din premiere a oamenilor care își dedică viața protecției mediului din diferite categorii, și în acest an am zis să fie 5 categorii pentru activitate științifică, jurnalism, activism civic și participare comunitară, APL și afacere prietenoasă mediului. Și am anunțat și un concurs în acest sens. Îl vom anunța și anul viitor și în anii care urmează, pentru ca oamenii să se poată autonominaliza. Și respectiv acel comitet, în care fac parte persoane din diferite domenii, să delibereze și să promoveze sau să propună anumite persoane pentru a fi premiate. În acest sens, voi începe pentru în acest an, au fost selectat un, la fiecare categorie către 3 persoane, dar dat fiind faptul că totuși sunt mult mai mulți oameni și celor cărora astăzi le dăm diplome, asta nu înseamnă că doar ei sunt. Asta este un lucru foarte important de ținut minte. Dar oarecum am vrut să-i remarcăm. Pentru la fiecare categorie sunt câte 3 persoane care vor primi și un trofeu și mai multe persoane care vor, se vor decerna și diplome. Și astfel, începând cu categoria activitate științifică, pentru activitatea în domeniul de cercetare și pentru aportul pe care l-a oferit domnul Petru Bacal, din cadrul cercetător științific, din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie, care și-a dedicat viața mai mulți ani domeniul protecției mediului și și-a depus aportul și în elaborarea diferitor documente de politici, cum ar fi strategia privind adaptarea la schimbările climatice, strategia privind emisiile reduse, strategia de gestionare a deșeurilor. Domnul Petru Bacal nu este prezent astăzi, îi vom transmite, este cineva de la institut, vă rog frumos să-i transmiteți. Da. Așa. Din nou, pentru activitatea științifică se decernează o diplomă de merit și un trofeu domnului Vladimir Mogâldea pentru o activitate științifică în domeniu de peste 40 de ani. Domnul Mogâldea a participat în elaborarea codului de bune practici agricole, foarte important pentru protecția resurselor de apă și foarte important pentru, de fapt, pentru agricultorii care prelucrează terenurile, care creează diferite culturi, astfel încât să e importantă prelucrarea acestor terenuri, astfel încât să nu prejudicieze, de fapt, râurile noastre,
și să nu să diminueze poluarea și să diminueze colmatarea lor. Domnul Mogâl de asemenea a participat și în elaborarea planurilor de gestionare a bazinului hidrografic Dunărea Prut Marea Neagră, care sperăm noi în viitorul apropiat va fi aprobat prin hotărâre de guvern și urmează o lungă cale de implementare. Vă mulțumesc foarte mult pentru aportul dumneavoastră. Și din nou la categoria activitate științifică îi se oferă o diplomă de merit și un trofeu domnului Iradion Jechiu, care este cercetător științific la Institutul de Ecologie și Geografie a Ministerului Educației și Cercetării și activează din 2008, fiind angajat în funcția de cercetător științific. Dumnealui, în virtutea obligațiilor științifice ale Institutului, este antrenat și în majoritatea activităților ce țin de protecția mediului. Și din câte cunosc eu, este și un specialist în sisteme informaționale de geografice. Un instrument extrem de important, într-adevăr, nu doar de planificare, dar și de monitorizare a mediului, a tot ce se întâmplă, de fapt, pe acest domeniu, și este un instrument informatic care ajută și la procesul decizional, ajută și la procesul de monitorizare a implementării politicilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția noastră. În continuare, urmează categoria jurnalism. La această categorie avem la fel 3 diplome și 3 trofei de oferit. Și primul merge la TVR Moldova, Obiectiv Comun, Elena Guțu, pentru reflectarea în cadrul emisiunii Obiectiv Comun a subiectelor de mediu și interesului manifestat în general pentru acest domeniu și promovarea valorilor de mediu și subiectelor de mediu pe agenda, care sunt în agenda și guvernamentală și neguvernamentală. Eu consider, de fapt, că jurnalismul, rolul jurnaliștilor, în primul rând, este de educarea societății. Ei sunt exact la fel ca și profesorii, dar având în mâinile sale un instrument cum este televiziunea, radioul, presa, pot face lucrul ăsta mai de amploare, da, la o scară mai largă. Și mulțumesc foarte mult, Elena, pentru aportul oferit. În continuare, următoarea persoană, care la fel cu dedicație face multe emisiuni din domeniul mediului, primește o diplomă de merit și un trofeu, doamna Adela Ouș, pentru emisiunile sale la postul public de televiziune Moldova 1, emisiunea Codul Eco, unde în cadrul căruia reflectă diferite subiecte de mediu de interes pentru public. Doamna Ouș, nu o văd. Nu este. Îi transmitem premiul în continuare. Și al treilea premiu pentru la categoria jurnalism, chiar eram foarte curioasă citind în ultima perioadă, am văzut o serie întreagă au fost de articole pe subiectul deșeurilor și anume pe subiectul valorificării anvelopelor în Gazeta de Chișinău.
Și vreau să o invit aici pe Natalia Munteanu și să-i oferim o diplomă de merit și un trofeu pentru reflectarea subiectelor de mediu în Gazeta de Chișinău pe parcursul ultimei perioade. În continuare, categoria activism civic și participare comunitară. Aici, din nou, avem trei decernări. Am zis să nu fie separat organizațiile societății civile, dar pe lângă asta avem și foarte mulți activiști civici, care nu neapărat sunt într-o formă juridică cumva înregistrată, activează sau se manifestă într-un fel sau altul, sau sunt grupuri de inițiative. Și în acest context vreau să o invit aici pe domnișoara Gabriela Isaac pentru și să-i ofer o diplomă de merit și un trofeu. Urmăresc cu foarte mult interes, Gabriela, tot ce postezi pe rețelele de socializare și chiar sunt fascinată de modul simplist cum poți să redai între niște procese științifice destul de complicate. Și modul simplist cum le explici pe rețelele de socializare, astăzi fiind un instrument foarte utilizat de promovare, într-adevăr, a diferitor fenomene care se întâmplă în natură, într-un limbaj pe înțelesul oamenilor. Mersi foarte mult că faci acest lucru și mă bucur foarte mult. Eu, într-adevăr, nu sunt expert în domeniul mediului, nu sunt specialist, n-am făcut studii, dar taman prin asta aș dori să dau exemplu tuturor. Adică orice persoană care îi pasă de mediu poate să facă o schimbare. Dacă compostați, dacă folosiți bicicletă, dacă nu folosiți baloane la evenimente, orice faceți, povestiți despre asta, pentru că ceea ce este evident pentru noi poate să fie inimaginabil pentru alții. De ce să fac asta? De ce să fiu verde? Și prin aceste exemple, prin istorie, prin motivația noastră, noi, într-adevăr, putem să dăm exemplu pentru toți. Pentru că schimbarea începe de la noi, dar nu se termină acolo. Deci, mulțumesc mult și invit pe toți, nu doar pe activiști, dar și fiecare persoană să dea exemplu, să se vadă că asta nu e doar ceva ce promovează statul, nu doar ceva ce promovează ONG-uri sau specialiști în domeniu, dar ceva ce este pentru fiecare. Cum fiecare din noi poate să trăiască acum și aici bine, nu doar în viitor. Mersi foarte mult, Gabriela. În continuare, oferim o diplomă de apreciere și un trofeu Asociației Obștești Prospect din Cimișlia pentru activismul civic la nivel local și pentru implementarea proiectului pe care l-a avut în ultima perioadă pentru promovarea diferitor materiale, prin materiale video, radio și activități educaționale de promovare a modului cum este corect de gestionat deșeurile la nivel local și în mod special un flux special de deșeuri care se referă la uleiuri uzate, anvelope și autovehicule uzate. Vă mulțumesc și încă o dată vreau să confirm, cum a spus și domnișoara predecesoare, că chiar dacă nu suntem cele mai mari ONG-uri din Republică, chiar dacă nu facem un aport de milioane, dar faptul că am fost menționați cei care de la firul ierbii, din sat, din orașul Cimișlia, de unde începem să promovăm această atitudine grijulie față de mediul ambient, este un lucru bun. Înseamnă că va avea izbândă și acest concurs și
această inițiativă a Ministerului Mediului, dat fiind faptul că văd că s-au menționat anume ONG-uri, jurnaliști din prima linie. Poate că e cu un fel de avans. Noi înțelegem acest lucru. Dar vă mulțumim și vă spunem că am făcut-o cu drag de natură pentru un mediu prietenos. Vă mulțumim! Da, mersi foarte mult pentru tot aportul pe care îl faceți la nivel local, fiindcă fiecare acțiune, cât de mică n-ar fi, de la unei persoane, a unei organizații, a unei instituții, fiecare din ele contribuie la protecția mediului. Și al treilea trofeu la această categorie și diplomă, nu e asta, îi oferim lui Marcel Lazar de la Freecycle. Freecycle se practică în toată lumea și este despre a oferi lucruri noi sau folosite de care nu avem nevoie în loc să le aruncăm. Marcel Lazar a creat un grup pe Facebook unde deja are 10.000 de followeri, unde poate fi, oamenii pot să-și plaseze diferite lucruri pe care nu le mai folosesc acasă și respectiv pot fi transmise mai departe sau pot fi utilizate în alte scopuri. Marcel nu este, bun, dar îi transmitem cumva. Da. În continuare, categoria autorități publice locale. La această categorie, prima diplomă și trofeu îi oferim autorității publice locale din satului Copceac, din Ștefan Vodă. Și, dar doamna, vă rog frumos, deja dumneavoastră veți reprezenta Ștefan Vodă aici. Da. Doamna Voloh, vă rog să-i transmiteți domnului primar. Pentru, da, și vreau să remarc faptul că domnul primar din Copceac a creat o pepinieră în sat și în fiecare an plantează anumite suprafețe. Din câte îmi povestea, cel mai puțin a plantat 500 de arii, dar a plantat inclusiv hectare întregi și dumnealui cu mare drag participă, deci a comunicat că va fi partea programului de împădurire și va transmite pentru împădurire circa la 150 de hectare ca un prim pas, dar poate noi ulterior mai creștem. Da. Mersi mult domnului primar pentru activismul său și doamna Voloh, deja în drum spre Palanca, transmiteți. Da. În continuare, din satul Tribiseuți, raionul Briceni, nu știu dacă, da, au reușit să ajungă într-adevăr din... bună ziua! Pentru... deci se... oferim această diplomă de apreciere pentru activismul pe care îl faceți la nivel local și toate activitățile pe care le realizați, inclusiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor la nivel local, cu toate dificultățile care sunt astăzi, într-adevăr, în regiunile sau în localitățile rurale, în mod special, este o provocare să gestioneze așa ceva, acolo unde oamenii nu sunt încă obișnuiți, practic, nici să colecteze deșeurile, nici să plătească pentru aceste servicii. E o provocare pentru autoritățile publice locale să creeze un astfel de sistem și să-i obișnuiască pe oameni că deșeurile se aruncă în mod centralizat sau se colectează în mod centralizat, se aruncă în tomberon sau container și pentru ele trebuie, pentru aceste servicii trebuie și plătit. Și în satul Tribiseuți, din câte văd eu, ați amenajat și gunoiștea locală, dar partea pozitivă a lucrurilor este că
în viitorul apropiat sau în anii care urmează va începe implementarea sistemului sau construcției infrastructurii de gestionare a deșeurilor în în zona 8, asta înseamnă 4 raioane, inclusiv raionul Briceni. 4 raioane la nordul Republicii, asta e Briceni, Dondușeni, Edineț și Ocnița. Și în acel moment deja va fi mult mai simplu de lucrat atunci când oamenii există, deja au o deprindere la nivel local de colectare a deșeurilor în mod organizat. Vă mulțumesc mult pentru... Bun, mersi foarte mult. Așa. Și ultima localitate care este, da, care este premiată este satul Cimișeni din raionul Criuleni, unde la fel pentru activități de organizare a sistemului de colectare a deșeurilor și administrarea și întreținerea spațiilor verzi din localitate. Cum primăria Cimișeni a reușit să lichideze 50 de gunoiești neautorizate. E o performanță. Și e o performanță, din nou, am să mă repet, dar se merită să mă repet, că la nivel de sat, eu știu că este foarte dificil să organizezi un astfel de sistem. Vă mulțumesc foarte mult, totuși, pentru insistența dumneavoastră și pentru activitățile pe care le faceți la nivel local pentru protecția mediului. Noi mulțumim administrația publică locală foarte mult, Ministerul Mediului. Într-adevăr, nu ne este atât de ușor ca să implementăm sau, cum a spus doamna ministru, să lichidăm acele gunoiști pe care sunt foarte mult prin satele Republicii Moldova, dar datorită creierii unei întreprinderi municipale, am lichidat aceste gunoiști pentru că ne dorim o țară care să nu fie poluată, un sat curat și, desigur, în felul ăsta o să fim și noi mai sănătoși. Mulțumim mult, Ministerul meu, mulțumim mult, da, ministru. Da, mersi foarte mult. Da. În continuare, la categoria afaceri prietenoase mediului, avem la fel trei decernări și primul trofeu și prima diplomă îi oferim compania Sconi Winery. Nu știu dacă sunt prezenți, dar este o companie de producere a vinului și care a reușit să construiască, până la urmă, în sfârșit, putem să spunem, e un exemplu pentru celelalte companii de producere a vinului, a reușit să construiască stația de epurare a apelor uzate. Prin asistența oferită de programul EU for Business, asistența oferită prin consultanță și prin propriile eforturi, a reușit să facă acest lucru, pe care îl promovăm de foarte mulți ani, eu personal, chiar, dacă nu greșesc, ultimii 4 ani de zile. Despre asta vorbesc, despre asta asta promovez și am făcut foarte multe evenimente cu agenții economici și pe acest subiect și din domeniul vitivinicol. Și mă bucur că în sfârșit avem astăzi un exemplu de arătat. Oficial, lansarea ei va fi în iunie, dar știu că deja este construită. Deci nu este nimeni de la Sconi Winery, dar atunci vom transmite când mergem oficial să lansăm. Da. În continuare, îl invit și pe domnul Vlad Brăgaru, de la care tot probabil nu este. Domnul Vlad Brăgaru, îi oferim această diplomă și trofeu pentru promovarea, de fapt, culturilor energetice în Republica Moldova, culturilor energetice forestiere, care rapid crescătoare, le mai spunem, astfel încât, în mod special în condițiile de criză energetică, ele sunt foarte utile.
și ar soluționa sau cultivarea acestor plantații forestiere de creștere rapidă, ar soluționa și problema tăierilor abuzive din fondul forestier existent. Și la a treia nominalizare sau apreciere la această categorie oferim asociației Mult Control, care este o asociație colectivă pentru care reprezintă de fapt mai mulți producători și importatori de deșeuri electrice și electronice. Dacă aveți acasă un frigider stricat sau o mașină de spălat stricată, eu personal am apelat la serviciile lor anul acesta. Au venit și mi-au evacuat mașina de spălat, care știu că va merge la Buzău la reciclare ulterior. Deci sunați întotdeauna Mult Controlul. Nu pentru asta ați primit diploma. Asta, eu n-am avut nicio atribuție la acest sens, dar da. Dar pentru faptul că într-adevăr depuneți un foarte mare efort ca să fie ca retailerii care sunt sau producătorii, importatorii de deșeuri electrice și electronice, asta înseamnă absolut tot, începând cu telefoane, baterii și terminând cu obiecte mari, pentru că acestea să nu ajungă la așa numitele râpe, care sunt de fapt niște râulețe, sau la gropi de gunoi, dar să fie duse la reciclare și să fie duse la valorificare. Fiindcă pentru producerea lor au fost utilizate multe resurse naturale și aceste resurse naturale trebuie să fie reîntoarse în circuit economic, să-și continue viața. Odată cu defectarea mașinii de spălat, asta nu înseamnă că viața ei s-a terminat. Mersi foarte mult! Și în continuare, aici nu ne oprim. Da. În continuare avem și un set întreg. Am zis, sunt destul de puține, am zis, educare, în mod special care se bazează pe educarea și conștientizarea populației din nordul Republicii Moldova. Mulțumesc mult, doamnă ministru, și vreau să felicit toată audiența cu Ziua Internațională a Mediului. Mă bucur că ați spus că va deveni o tradiție și avem nevoie, pentru că ecologiștii au nevoie de susținere, și mă bucur că avem un mediu, avem un Minister al Mediului și acea susținere pe care totuși ne dorim să fie cu adevărat pe tot parcursul acum care sunteți, și vă așteptăm în teritoriu pentru că suntem gata să susținem și la fel ca și astăzi apelurile dumneavoastră. Succes tuturor organizațiilor și tuturor ecologiștilor și vă mulțumim pentru faptul că avem, încă o dată spun, o platformă aparte. Mersi foarte mult! În continuare oferim o diplomă de merit, la fel asociația Obștești Ecorăzeni. Ecorăzeni? Nu văd. Da. Pentru... Știu că și-a început activitatea tot foarte mulți ani în urmă, în final fiind diversificându-și pe lângă activitățile din domeniul protecției mediului și implementând proiecte nu doar din domeniul protecției mediului, dar și din domeniul social. Îi vom transmite domnului Gureu. Da, așa. Este, eu l-am văzut. Și o diplomă de merit îi oferim și activistului civic Alex Bureț pentru caricaturile pe care le face și devenind foarte populare, într-adevăr, pe rețelele de socializare. Și astfel, prin caricaturile pe care le face, în fond,
atrage atenția asupra diferitor subiecte și poate și transmite anumite mesaje într-un mod mai simplist. Așa, în continuare oferim o diplomă de merit și Asociației pentru Valorificarea Deșeurilor pentru promovarea zic așa, modului cum trebuie să fie gestionate deșeurile la și nivel local, la nivel național, pentru faptul, prin proiectele pe care le implementați, învățați oamenii cum să colecteze separat deșeurile sau prin chiar simplu fapt, deșeurile nu sunt deșeuri, ele sunt resurse. Da, mersi foarte mult. Un cuvânt, mersi mult. Vreau să mai menționat despre asta. Cunoașterea este putere. Asta ne-am convins de-a lungul mai mult de 10 ani de când activează asociația. De fapt, în acest an ne-am și redenumit. La anul vom fi cu denumire actualizată. Suntem Centrul de Instruire și Consultanță E-Circular, Economie Circulară. Dar continuăm pe aceleași obiective, doar că sunt mult mai ambițioase, să spunem așa, pe perioada următoare și vrem să mulțumim Ministerului, pentru că, de fapt, avem și o susținere pe elaborarea și editarea revistei Managementul Deșeurilor, ceea ce este foarte important. Revista ajunge către toate autoritățile publice locale sau cea mai mare parte și mesajul Ministerului este transmis, se simte această susținere și noi suntem doar pentru a colabora mai departe fructuos în atingerea obiectivelor propuse. Mersi foarte mult și felicitări tuturor celor care au fost azi menționați. Mersi. Da, mersi foarte mult. În continuare, o diplomă de merit oferim și Asociației Ecovizio. Din nou vine Gabriela. Pentru activitățile pe care le face la nivel local, în mod special pentru Ecovillage. Și toate practicile pe care le promovează în satul Râșcova. Dar și multiple alte activități și proiectele pe care le implementează la nivel practic și la nivel local, mai mari, mai mici, nu contează, dar astfel contribuim la educarea societății. Mersi foarte mult! În continuare, invit o diplomă de merit oferim și primăriei Bălăurești din raionul Nisporeni. Și vă rog să ne spuneți, da, să vă lăudați singuri. Felicitări tuturor cu această frumoasă sărbătoare a mediului și dacă m-ați rugat să mă laud, o să mă laud. Deci, țin să vă mulțumesc personal, deci, dumneavoastră fiind membra guvernului, dumneavoastră ne ajutați să implementăm un proiect și este vorba de construcția și instalarea stației de epurare care este la noi în localitate, pe ultimii 10 metri, să spunem, că sperăm că timp de o lună o să o dăm în exploatare. Am plantat păduri, amenajăm un mare parc frumos, rețelele de canalizare deja și sunt și lichidări de gunoi și neautorizate, nu chiar 50, dar 5. Și tot cred că e bine. Mulțumim frumos! Da, mersi foarte mult și pornind de la idee, mersi mult că ați avut idee să construiți stații de epurare. Eu am o slăbiciune pentru ele. Fiindcă ele, apele uzate, sunt principala sursă de poluare a apelor noastre și apreciez absolut fiecare primar care le construiește și fiecare primar care ulterior le și întreține. Să mă invitați la lansare. Cu mare drag am să vin să o promovez. În continuare ofer diplomă de merit și Asociației din Dragoste. Bravo! Ziua.
Noi, cei din Dragoste, aducem sincere mulțumiri Ministerului pentru Mediu pentru faptul că ne susțineți în toate genurile de proiecte, fiindcă suntem cei care ne implicăm în proiectele de plantări. Nu suntem la o primă etapă și nu ne oprim aici. La mai mult și la mai mare, felicitări tuturor celor menționați! Mersi mult! Avem un partener de încredere pentru la programul de împădurire. Avem nevoie de mulți parteneri, fiindcă obiectivul este foarte mare. E destul de ambițios. În continuare, o diplomă de merit oferim primăriei Feștelița din raionul Ștefan Vodă din nou. Acum nu știu dacă este de la primărie cineva. Se pare că veți fi, doamna deputat, curierul pentru raionului, dar vă bucurați cât de... Da, da, mă, absolut, absolut, da, mersi foarte mult. Avem pe final... Da, pe final, întotdeauna am să susțin și am să promovez afaceri, business-uri care sunt de mediu sau care, de fapt, în procesul de său de producție utilizează tehnologii non-poluante. Respectiv, vreau să-i ofer o diplomă de merit companiei Ecoelastic Lux. Nu sunt aici, se pare că sunt. Îmi pare bine să vă cunosc în persoană. Ne-am cunoscut pe Facebook. Da. Pentru faptul că... Veniți mai încoace. Așa. Pentru faptul că reciclează anvelopele, făcând covorașe pentru terenuri de joacă și, da, sportive și mai departe. Sperăm că într-o bună zi veți folosi și anvelope de dimensiuni mai mici, că așa ne-am cunoscut pe Facebook când am vrut să dau anvelopele mele la reciclare și n-am avut cui. Dar vă mulțumesc foarte mult pentru efortul pe care îl faceți, așa, și pentru curajul de a investi de fapt într-o astfel de afacere și vă urez foarte mult că afacerea noastră se va dezvolta și anvelopele noastre uzate nu se vor mai regăsi în râuri. Da, mersi. În continuare ofer o diplomă de merit companiei ABS Recycling Moldova. Nu știu dacă este cineva aici, nu văd pe nimeni. Este cel mai mare reciclator de plastic din Moldova și care este pe piață de foarte mulți ani. Și boxele astea pe care le vedem în Chișinău și nu doar, de fapt, sunt ale lor. Și cu tot curajul, într-adevăr, apreciez agenții economici care au intrat pe piață, reciclatori, ăștia care au intrat pe piața noastră, piață foarte primitivă, foarte incipientă, unde consumatorul încă nu este foarte obișnuit să colecteze separat. Dar datorită acestor boxe, astăzi putem spune că o bună parte din ambalajele din plastic, în mod special cele de la... de la sucuri, de la băuturi, așa, sunt reciclate. În continuare, vreau să ofer o diplomă de merit și companiei EduJoc. Nu. Ok. Vă rog. Așa. Vă rog. Tata. Ok. Îl cunosc pe fiu. Stai puțin așa. Da. Diploma este pentru jocurile pe care le faceți, jucăriile astea din lemn pe care le faceți, astfel, da, exact, și din câte cunosc eu, recent ați început să confecționați și lăzi pentru compost, și ceea ce este într-adevăr foarte plauzibil, chiar mă gândeam de unde să cumpăr una pentru părinții mei. Mersi mult!
Și ultima diplomă îi oferim companiei BioPack Trading, da, pe care, așa, care am înțeles că ați lansat recent o afacere pe piață, da, și am, ăsta, am văzut că vindeți lăzile astea, setul de lăzi pentru compostare, organic bocașii, da, care sunt foarte lăudate de deci la Fioniță. Prima dată, da. Prima dată am citit despre ele, anume de setul ăsta, că despre bocașii am auzit mai de mult. Dar anume setul ăsta, prima dată am citit la Vecislav pe Facebook și mă gândeam într-adevăr ce, cât de utile sunt, că poate și livigatul ăsta sau să-l colecteze, da, separat și aceste lăzi sau aceste coșuri de gunoi, da, sunt preponderent, sunt pentru a accelera procesul de compostare. Mersi foarte mult pentru investiția și curajul pe care îl aveți pentru a promova astfel de practică și având în vedere că peste 50% din deșeuri, din compoziția de deșeuri pe care o avem astăzi sunt deșeuri organice, dacă majoritatea îmi face acest lucru, ele nu s-ar regăsi la gunoiștele noastre. Da, mersi mult. Da, mulțumesc mult, doamna ministră. Am fost surprins, echipa noastră mică a fost surprinsă de această invitație, mai cu seama acum când ne găsim alături de atât de multe nume cunoscute în domeniul promovării protecției mediului și sperăm și îndemnăm toată lumea să aibă o atitudine responsabilă față de natură, iar compostarea deșeurilor biodegradabile ocupă un loc tare important și este tare necesară pentru protecția mediului. Mulțumim mult! Da, mersi și eu! Nu doar că este necesar. Astăzi agricultorii se plâng că prețul la fertilizanți a crescut foarte mult. Păi compostați! Nu cumpărați fertilizanți chimici, compostați, avem fertilizanți organici și este și mai sănătos și mai util și nu poluăm mediul. Da, mersi mult. Mersi foarte mult pentru prezență, pentru activismul vostru. Vreau să mulțumesc foarte mult colegii din minister, din instituțiile subordonate, care în fiecare zi își dedică viața și eforturile pentru a crea reguli de joc pe care noi le numim legi și regulamente mai bune, dar bineînțeles cu contribuția fiecăruia, astfel încât să creăm într-adevăr niște reguli în Republica Moldova de protecția mediului care să ducă la îmbunătățirea calității mediului. Și în continuare, dacă vă rog să veniți alături de mine toți să facem o fotografie comună și după care vom avea un recital de către Youth Orchestra. Vă rog frumos să veniți alături de mine.